Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă săptămânală. Așa cum am precizat la conferința de săptămâna trecută și la fel cum am procedat și în anul trecut, vă spuneam că vom organiza mai multe dezbateri pe tema bugetului. Astfel, chiar de astăzi, începând cu ora 13, am invitat consilierii locali la o primă informare și dezbatere pe tema bugetului. Vom prezenta situația pe diferitele categorii de cheltuieli, vom prezenta și veniturile, precum și diferitele solicitări de sume de bani pe care le-am făcut către alte instituții, pe de o parte către Ministerul Sănătății și pe de altă parte către Consiliul Județean pentru alocarea de fonduri, fie pentru echilibrarea bugetului, fie pentru susținerea unor cofinanțări la proiectele pe care Primăria Roman le-a accesat. În ceea ce privește celelalte categorii socioprofesionale, am stabilit deja un calendar de lucru, astfel încât de pe data de 29 ianuarie, la ora 12, vom avea o întâlnire cu reprezentanții unităților de învățământ. Pe 30 ianuarie, la ora 13:30, o întâlnire cu medicii. Pe 31 ianuarie, la ora 11, cu reprezentanții cultelor. De la ora 14, Consiliul Consultativ al Tinerilor. Pe 5 februarie, de la ora 12, cu reprezentanții asociațiilor de proprietari. Pe 6 februarie, de la ora 11 cu oamenii de afaceri și de la ora 14 cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, iar pe data de 7 februarie de la ora 11 cu pensionarii. Așa cum ați putut remarca și pe pagina de socializare a Primăriei Municipiului Roman, am lansat o nouă provocare pentru romașcani. După ce în luna decembrie am avut bucuria iernii la Roman, cu cele mai frumoase locuințe și spații comerciale și balcoane, acum îi invităm pe romașcani să participe la concursul Competiția Iubirii la Roman, competiție care se va desfășura pe acest grup pe care noi l-am creat. Este un regulament simplu, fiecare participant care dorește să se înscrie la această competiție trebuie să posteze o fotografie sau un clip, și fac această precizare pentru a atrage atenția asupra faptului că cei care nu respectă această condiție vor fi, din păcate, descalificați, deci trebuie doar o poză sau doar un videoclip pentru a arăta ce înseamnă iubirea pentru fiecare dintre ei. Și de asemenea, iarăși foarte important, pozele trebuie să le aparțină și să nu fie copiate din altă parte. Această competiție se desfășoară în perioada 12 ianuarie 12 februarie, urmând ca pe data de 12 februarie la ora 16 postarea cu cele mai multe like-uri, poza cu cele mai multe like-uri să fie declarată câștigătoare. Am pus la bătaie 3 premii pentru această competiție. Premiul întâi va consta într-o cină romantică de 2 persoane la un restaurant din oraș pentru seara din 14 februarie. O zi la alegere pentru a avea acces gratuit la patinoar, de asemenea pentru 2 persoane, și un aranjament floral, bineînțeles, la patinoar până pe 28 februarie, când se încheie această activitate. Premiul al doilea constă într-o cină romantică pentru 2 persoane, de asemenea pe data de 14 februarie, și o zi de acces gratuit la patinoar pentru cele 2 persoane, iar premiul al treilea va consta doar într-o cină romantică pentru 2 persoane în seara de 14 februarie. Așa cum bine știți și anunțam încă de la sfârșitul anului trecut, luna februarie va fi termenul limită pentru depunerea reabilitării termice pentru cele 8 blocuri pe care noi ni le-am propus. Astăzi, de la ora 10,
va veni un proiectant pentru blocul 28A de pe Anton Pan. Practic aici mai avem ceva de lucru, nu face parte dintre primele blocuri care au fost depuse la finanțare. La celelalte 7 documentația este aproape gata, doar la aceasta mai avem de lucru. Și așa cum vă spuneam, la ora 10 așteptăm un proiectant care împreună cu un reprezentant al societății Locato, care administrează acest imobil, să meargă la fața locului pentru a stabili ultimele detalii în vederea realizării acestui proiect, care cuprinde pe lângă reabilitarea termică a clădirii și realizarea rețelelor interioare de apă și de canalizare pentru fiecare locuință în parte. O problemă care a apărut în ultimele zile din nou la Biblioteca Municipală din Roman este legată de faptul că mai mulți tineri sar gardul în curtea interioară acestui obiectiv. Noi, în momentul în care am primit această informație, am trimis poliția locală la fața locului. Între timp, tinerii au dispărut. Am vorbit cu cei de la poliția locală pentru a da în consemn această instituție și pentru a se face patrulări mai dese, dar luăm în calcul, având în vedere importanța arhitecturală a acestei clădiri, inclusiv montarea unei camere de luat vederi. Și dacă tot vorbim de camere de luat vederi, vreau să vă informez că am dat în analiză la poliția locală efectuarea unui studiu de impact asupra zonelor cu o importanță mai mare și cu un risc infracțional crescut, pentru ca în acest an să mai montăm câteva camere de luat vederi. Și de asemenea am dat în analiză și posibilitatea de a monta camere de luat vederi în cimitirul Eternitatea din Roman. Și în ceea ce privește activitatea sportivă care se desfășoară la nivelul municipiului Roman, prin Clubul Sportiv Municipal Roman, de astăzi se reiau pregătirile la echipa de fotbal pentru a face pregătirea fizică necesară derulării returului campionatului din Liga a 3-a. Iar în ceea ce privește echipa de handbal feminin, din păcate un rezultat dezamăgitor ieri și pe cale de consecință vor fi luate o serie de măsuri la nivelul conducerii tehnice și a jucătoarelor. Mâine este convocat un consiliu de administrație la Clubul Sportiv Municipal, acolo unde va fi invitat antrenorul echipei pentru a prezenta situația din acest moment. Și eu am făcut recomandarea ca atât conducerea tehnică cât și jucătoarele să aibă contractele diminuate cu 20%, având în vedere rezultatele din ultima perioadă. E până la urmă o activitate susținută din bani publici. Jucătoarele trebuie să înțeleagă că ele sunt plătite din banii romașcanilor și dacă vor să joace pentru romașcani, e foarte bine. Dacă nu vor, e mai bine poate ca unele dintre ele să plece și să ne desfășurăm activitatea așa cum știm mai bine, dar cu jucătoare care pun pasiune în joc. Mâine va fi o discuție cu antrenorul. Vom vedea până la acel moment cum vor evolua lucrurile. Sunt doar 2 luni restante. Toate celelalte cheltuieli sunt la zi. Sunt probleme care au fost de-a lungul anilor, deci nu e un element de noutate. Discuții au fost cu ele, inclusiv de la semnarea contractelor. Li s-a spus că ultimele 2 luni le vor primi în anul următor. Deci nu este o problemă în ceea ce privește finanțarea.
S-au făcut eforturi foarte mari. Eu întotdeauna le-am spus că banii, chiar dacă mai întârzie, vor veni, însă punctele pierdute nu vor fi recuperate niciodată. De aceea tocmai și fac... Deci am și luat această decizie drastică, severă, însă vreau să constituie un semnal de alarmă că jucătoarele trebuie să dea dovadă de faptul că sunt profesioniste și trebuie să-și facă treaba pentru care sunt plătite. Dacă nu le afectează din alte puncte de vedere, măcar să fie afectate din punct de vedere financiar. Mulțumesc, cam acestea a fost. Da. Eu oficial nu am primit absolut nicio informare legată de acest aspect. Voi ruga pe colegii de la compartimentul de mediu să facă verificări din acest punct de vedere și vom veni cu un plan de măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului. Bun, ele așa sunt semnale, fiecare poate și-ar dori în parcarea lui să pună o cameră de la vedere. Vă spun foarte clar că acest lucru nu va fi posibil, însă lucrăm acum la identificarea acelor zone care prezintă risc ridicat de infracționalitate și să avem acoperite din punct de vedere al camerelor de la vedere exact acele zone. Acolo avem în zonă o cameră la circunscripția sanitar-veterinară pe strada Banatului. Repet, noi trebuie să ne axăm pe zonele urbane cu posibilitate de infracționalitate cea mai ridicată. Încercăm toate acele... Nu, nici acolo nu luăm în calcul în acest moment. Trebuie să... Fost, da. Acum... Crime sunt peste tot, scuzați-mă. Ne pare rău ceea ce s-a întâmplat acolo. E un eveniment izolat, nu e un flagel, să spunem, sau o stare de normalitate, crima în acea zonă. S-a întâmplat, e nefericit ceea ce s-a întâmplat. Știți foarte bine că s-a întâmplat și pe fondul consumului de alcool, dar la fel de bine, dacă e crime, s-au întâmplat și în oraș, și în apartamente, și nu putem acum... peste tot unde se întâmplă o infracțiune, este o zonă cu risc infracțional, însă această zonă este monitorizată din alte puncte de vedere. Nu trebuie să o monitorizăm cu camere de la vedere. Cel puțin nu în acest moment și nu reprezintă acum o prioritate pentru noi. Dacă situația o va impune și vom constata că e o evoluție crescândă a infracționalității în zonă, cu siguranță vom lua și măsuri. Aici diferă de la jucătoare la jucătoare. Luați în calcul un salariu mediu undeva cam la 2000 de euro. Media salariu. Și antrenorul va fi sancționat cu 20%. E foarte simplu. În momentul de față, la biroul juridic, nu avem decât 3 persoane. Am observat și eu în anumite site-uri online o dezinformare din punctul meu de vedere. E adevărat că prin organigramă sunt prevăzute 5 posturi, însă lucrăm doar cu 3 juriști, dintre care unul debutant. Deci care nu este încă pregătit pentru a face față nivelului ridicat de spețe juridice pe care Primăria Municipiului Roman le are.
Pe de altă parte, doamna avocat Camelia Rosu, nu e pentru prima dată când prestează servicii juridice către primăria municipiului Roman. Avantajul foarte mare este că a lucrat înainte în primăria municipiului Roman, cunoaște foarte bine, pe de o parte, jurisprudența primăriei municipiului Roman, cunoaște foarte bine administrație publică și de aceea, din punctul nostru de vedere, reprezintă cea mai bună soluție în momentul de față. Și știți foarte bine, cel puțin dumneavoastră din mass media locală, sumele importante de bani care au fost recuperate prin aportul doamnei avocat Camelia Rosu de către primăria municipiului Roman. 10 miliarde la microhidrocentrală, 4 miliarde la cantină și așa mai departe. Exemplele pot continua. În instanță toate acele procese cu EON-ul pentru plata energiei furnizate de microhidrocentrală. Deci sunt și exemplele pot continua. Doamna Culia mai are contract? Primăria municipiului Roman, din câte știu eu, nu a avut niciodată contract cu doamna Culia. Dar doamna Camelia Rusu și concluzia, sigur doamna Camelia Rusu nu are... Deci eu vă spun sigur că doamna Camelia Rusu prestează această activitate doar pentru primărie. La spital am să vă rog să întrebați pe ei cu cine lucrează. În ceea ce privește acreditarea taximetrului, se este luată în prezența noastră acreditați... Renoirea autorizațiilor. Renoirea autorizațiilor. Și vizarea lor. Și niște condiții prin care taximetriștii să mai aibă grijă un pic de aceste taximetri, că sunt unele... Păi noi nu facem altceva decât să aplicăm legea, în sensul în care legea prevede că toate taximetrele care vin pentru vizarea autorizațiilor trebuie să fie până la 10 ani. Obligația de a efectua revizii și inspecții tehnice periodice anual și așa mai la 6 luni. Da, deci, din punctul nostru de vedere, vom aplica legea. Și ultima întrebare, situația șampanilor. S-a definitivat? Nu s-a definitivat. Am făcut adrese către asociațiile care nu au trimis încă documentația. Noi, între timp, pentru cele pentru care am primit, am comunicat prefecturii această situație. Chiar acum întreabă cineva pe internet ce se mai întâmplă cu situația ajutoarelor europene? Se mai primesc, se mai dau? Dacă ne referim la alimentele de la Uniunea Europeană, acestea se realizează printr-o procedură unică la nivel național. Din câte știam, era pregătit caietul de sarcini pentru licitația publică. Alte informații nu am mai primit. Acestea se vor distribui prin direcțiile de asistență socială, dar gestionarea lor se face de către prefecturi. De guvern, prin prefecturi. Și încă o întrebare, dar necesară renumirea contractului de consiliere juridică înainte de finalizarea contractului vechi? Am fost și s-a făcut acest contract nou cu câteva luni înainte de a se încheia cel vechi? Da, eu nu am o informație exactă în acest moment. Din câte știu eu, este un contract anual. Da, e vorba de o avarie survenită încă de la sfârșitul săptămânii trecute, practic undeva în jurul datei de 6-7 ianuarie, la o conductă de refulare din stația de repompare din Favorit. S-a luat decizia de a lucra în weekend atunci când valorile de trafic, în ceea ce privește cel puțin traficul greu, sunt mai reduse. Ieri, în timpul intervenției, conducta de alimentare cu apă a municipiului Roman a cedat într-un punct. S-a intervenit în circa 2-3 ore și pe fondul acestei avarii, municipiul Roman a rămas fără alimentare cu apă. S-a remediat în timpul
cel mai scurt posibil acest lucru și aseară, în jurul orei 20, era finalizată în totalitate intervenția în acea zonă. Astăzi așteptăm din partea Poliției Naționale, Biroul de Circulație Publică, decizia finală în sensul deschiderii circulației în acea zonă. Dispecerul la Paserpu este funcțional? Este funcțional doar la Piatra Neamț, însă în urma demersurilor pe care le-am făcut s-a creat o echipă de lucru care activează și în afara orilor de program, în sensul în care zilnic anumite persoane cu responsabilități în domeniu sunt consemnate la domiciliu pentru a putea interveni în cazul unor avarii. Mulțumesc. Mulțumim. O zi și o săptămână bună.